Liderul PRM Suceava, Gheorghe Acatrinei, a declarat că în vizitele făcute în județ, foarte multă lume l-a întrebat care vor fi măsurile care vor fi luate dacă PRM-ul va ajunge la putere. Venirea acestor forțe patriotice, naționale și justițiare la putere vor repune în drepturi tot ceea ce a luat actualul guvern de la salariații și muncitorii țării și de la pensionari. Deci noi vom începe ca o primă măsură să redăm înapoi aceste drepturi care ei le-au cucerit în timp și le-au fost luate pe nedrept. Salarii, pensiile, indemnizațiile, până și indemnizațiile pentru copii. Sau ce mai era, ajutoare sociale. Toate acestea le vom aduce la nivelul care a fost. Și vom pleca în judecarea treburilor țării de la acest nivel în sus. Ce facem pentru ca să sporim veniturile populației? Așa vom merge noi, venind la putere. A doua măsură avută în vedere o reprezintă eliminarea impozitării pensiilor. Este un drept a oamenilor care au muncit o viață întreagă și au câștigat aceste drepturi și trebuie onorate așa cum se onorează în țările moderne ale lumii. Nu stau în impozite de la pensii. Ei guvernează realizând alte venituri care trebuie să fie la județ, la nivelul fiecărei localități. Sigur, mi s-a pus și o asemenea întrebare. Dar bine, cum o să faceți asta? Ce o să faceți dumneavoastră? De unde bani? Păi bani nu pot veni din altă parte, decât din economie. Din economie, producând, dezvoltând sectorul industrial și agricol, vin banii. Asta e adevărul. Vor veni la buget bani. Acatrinei a mai adăugat că o nouă guvernare trebuie văzută sub semnul competenței, cu specialiști puși în funcții de conducere. De asemenea, președintele PRM Suceava consideră că în toate domeniile salariile ar trebui acordate în funcție de competență.